Jurnalele RTT. Știri la fix. De joi, trafic rutier deviat pe strada Matei Basarab pentru lucrări de modernizare a rețelei de canalizare. În 22 iulie vor începe lucrările de modernizare și redimensionare a conductei de canalizare pe strada Matei Basarab din Brașov. Ca urmare a unor disfuncționalități descoperite cu ocazia verificării rețelelor de canalizare. Aceste disfuncționalități au fost descoperite cu ocazia verificării rețelelor de canalizare din zonă. Estimăm că această lucrare se va desfășura pe o perioadă de 7 zile în funcție de condițiile meteo. Vorbim de o porțiune de aproximativ 30 de metri. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă mulțumim pentru înțelegere participanților la trafic, precum și locuitorilor din zonă. Traficul din sensul giratoriu de pe strada Matei Basarab va fi deviat după cum urmează. Pe sensul de mers dinspre strada Neagoe Basarab către 15 noiembrie, ruta alternativă este spre dreapta pe strada Matei Basarab, cu continuare prin strada Lucian Blaga către bulevardul 15 noiembrie. Dacă ați suferit de COVID-19, iar boala a lăsat urmări în starea de sănătate, trebuie să știți că puteți beneficia de tratament compensat. Puteți face fizioterapie sau psihoterapie compensat cu trimitere de la medicul de familie. Așadar, pacienții cu afecțiuni post-infecție cu SARS-CoV-2 pot beneficia de fizioterapie, consiliere psihologică și psihoterapie, fără să-i coste bani. Condiția este să meargă la un medic specialist, cardiolog sau pneumolog. În acest context, medicul de familie va elibera un bilet de trimitere pentru o consultație la un medic de specialitate, cardiolog sau pneumolog, pentru pacientul care, după infecția cu SARS-CoV-2, prezintă simptomele unei afecțiuni la nivel cardiac sau pulmonar. În cadrul consultației furnizate de medicul specialist, cardiolog sau pneumolog, acesta poate recomanda, în funcție de specificul afecțiunilor diagnosticate, servicii de fizioterapie, conform unui plan recomandat de medicul de medicină fizică și de reabilitare prin scrisoare medicală și sau servicii psihologice care constau în consiliere psihologică și psihoterapie. Bineînțeles, serviciile medicale acordate pacienților cu afecțiuni post-infecție SARS-CoV-2 pot fi decontate dacă medicii au contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Aceste noi prevederi sunt înscrise în contractul cadru al CAS, intrat în vigoare la 1 iulie. Peste 100 de cazuri noi de COVID-19. Până în 21 iulie, pe teritoriul României au fost confirmate 1.081.875 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dintre care 43.692 în județul Brașov. 1.046.952 de pacienți au fost declarați vindecați până acum. În urma testelor efectuate la nivel național față de ultima raportare, au fost înregistrate 102 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, cu unul mai puțin în județul Brașov după actualizare. Distinct de cazurile nou confirmate, 12 persoane au fost retestate pozitiv, niciuna din Brașov. Până miercuri au decedat 34.260 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2. În intervalul 20-21 iulie au fost raportate de către INSP 2 decese ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitale din Arad și Brașov. În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 258. Dintre acestea, 38 sunt internate la ATI. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 8.578.335 de teste real-time PCR și 1.706.823 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 13.069 de teste real-time PCR și 14.095 de teste rapide antigenice. Pe teritoriul României, 541 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 428 de persoane se află în izolare instituționalizată. 35.380 de persoane sunt în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 35 de persoane. Ca urmare a încălcării prevederilor legii privind unele măsuri,
Pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat în ziua de 20 iulie 390 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 54.500 de lei. Reamintim, la linia Telverde 0800 800 165 pot fi sesizate încălcări ale normelor de protecție sanitară. Un nou consilier local a depus jurământul. Consiliul Local Brașov a validat mandatul unui nou consilier liberal care, în ședința din 20 iulie, a depus jurământul și a îndeplinit procedura de investitură. Constantin Busiuoc s-a aflat pe locul 17 al listei de supleanți PNL la alegerile de anul trecut și l-a înlocuit pe Radu Paul Valentin, care a demisionat în luna mai. Constantin Busiuoc s-a născut la Iași, are 55 de ani și este brașovean de la începutul anilor 90. Lucrează în prezent ca laborant chimist, operator în tratarea apei. A intrat în politică în 1997 și este membru PNL Brașov din 2011. În prezent deține funcția de vicepreședinte al Organizației Municipale PNL Brașov. Poșta Brașov face primul pas spre circulația verde. Compania Națională Poșta Română, sucursala Brașov, a propus un proiect pilot care cuprinde extinderea flotei exploatate în prezent de către oficiile poștale din județ cu autovehicule 100% electrice. Una dintre cele 15 mașini electrice aflate deja la Compania Națională Poșta Română București a fost transferată către sucursala Brașov. Va deservi SAM numărul 2, subunitatea cu activitate mecanizată de aici de la gară, este subunitate de rang 2 la nivel național. Brașovul așadar este primul dintre orașele țării în care poșta se poate mândri că participă la reducerea poluării din traficul rutier. Mulțumesc pe această cale domnului director general Valentin Ștefan pentru deschiderea și pentru acceptul de a începe acest program pilot la nivelul sucursalelor regionale, prima dintre ele fiind Brașov. Această mașină, începând de astăzi, este la Brașov. De mâine va intra în traseu și va deservi zona de centru a Brașovului și partea de coletărie. În același timp, este în concordanță cu politica Green Deal a Comisiei Europene și ne propunem ca, prin introducerea acestor mașini în flota noastră, să diminuăm ampreta de carbon a Companiei Naționale Poșta Română. Autoutilitara de la Brașov are o baterie de 33 de kWh cu autonomia de aproximativ 200 de km în condiții reale de drum. Bateria se încarcă singură atunci când piciorul este ridicat de pe accelerație, precum și atunci când pedala de frână este acționată. Încărcarea se face în maxim 11 ore la o stație fixă cu o capacitate de 3,7 kW și în maxim 5 ore la o stație fixă cu o capacitate de 7 kW. De ziua MEAIE a fost decorat și un jandarm brașovean alături de cei doi pompieri de la ISU. Capitanul Tudor Deleanu a primit emblema de onoare a Ministerului Afacerilor Interne pentru activitatea profesională desfășurată, precum și ca apreciere a rezultatelor deosebite obținute. Tudor Deleanu, șef al secției de jandarmi Montană Bran, a participat la multiple acțiuni de salvare în masivul Piatra Craiului. Una dintre cele mai complexe acțiuni a fost aceea de căutare și salvare a unui grup de turiști. Era seară, iar drumeții epuizați nu mai puteau continua deplasarea pe munte. Prin folosirea tehnicilor de alpinism și după eforturi susținute de mai multe ore, turiștii au fost coborâți în siguranță. Pasionat de munte, Tudor Deleanu își face cu pasiune meseria, acolo unde se simte cel mai bine, pe crestele cele mai înalte ale munților, spun colegii săi din Jandarmeria Brașov. Până pe 8 august puteți să transmiteți la primărie propunerile pe marginea regulamentului legat de închirierea și circulația trotinetelor electrice pe domeniul public. Proiectul este acum în dezbatere publică și are ca scop reglementarea utilizării trotinetelor electrice pe domeniul public și drumurile publice. Obligațiile operatorilor flotelor de trotinete electrice, precum și cele ale utilizatorilor, veți vedea în regulament procedura autorizării activității de închiriere a domeniului public necesar staționării trotinetelor electrice, dar și contravențiile și sancțiunile.
Alături de transportul public în comun, mijloacele de mobilitate alternativă sunt soluția pentru a degreva orașul de trafic, pentru a respira un aer mai curat și pentru a ne îndrepta către obiectivul pe care îl avem, și anume un Brașov cât mai verde. Invităm pe această cale brașovenii să-și exprime punctul de vedere legat de modul de utilizare a trotinetelor în Brașov până pe 8 august. Se știe, legea spune că trotinetiștii pot circula doar pe pistele de biciclete. În lipsa acestora, circulația trotinetelor este permisă doar pe sectoarele de drum unde viteza maximă admisă pentru circulația vehiculelor este de 50 de km la oră. Utilizatorii trotinetelor electrice vor circula în locurile permise fără îngreunarea circulației celorlalți participanți la trafic, cu o viteză adaptată pentru desfășurarea în siguranță a circulației. Scrie în regulament. În parcuri, în absența pistelor de biciclete, trotinetele vor putea circula pe partea dreaptă a trotuarului, traseului destinat pietonilor, și fără a depăși viteza de 25 de km la oră. Amenzile propuse în acest proiect de regulament încep de la 400 de lei și pot ajunge până la 2500 de lei, în funcție de contravenție. Cum spuneam, puteți transmite propuneri de completare sau modificare a proiectului de regulament până în data de 8 august către Primăria Brașov, Biroul Informații Publice și Mass Media, e-mail infopublice@brasovcity.ro sau prin intermediul Centrului de Informații pentru Cetățeni.